Bună ziua și bine v-am regăsit, dragii mei. Sunt Andreea Chiriac și alături de mine astăzi vom intra iar în tematici interesante și actuale din viața noastră, nu numai a României, ci din viața întregii planete, pentru că subiectul nostru de astăzi este educarea copiilor. Ei bine, alături de mine astăzi află Urania Cremeneci, poate cel mai cunoscut trainer și coach de parenting din România. Ea își dedică timpul și energia pentru a-i ajuta pe părinți și a-i sprijini în procesul de educare a propriilor copii. Bine ai venit alături de noi, Urania Cremeneci. Mulțumesc pentru invitația, Andreea. Mă bucur să fiu alături de voi. Onoarea este a noastră. Ți-ai făcut timp, ai un program foarte încărcat și ai avut totuși timp să vii alături de noi, să vorbești, să discuți un pic despre acest subiect atât de controversat și atât de interesant, și anume educarea propriilor noștri copii. De ce este controversat? Pentru că se produce așa un amalgam de tradiții, învățături vechi și noi, amestecate cu ce înseamnă astăzi tehnologia, și uite că există, rezultă niște produse explozive. Copiii noștri parcă nu se mai potrivesc în această paradigmă veche. Copiii noștri nu ne mai înțelegem cu ei, nu știm ce să le mai facem și nu știm cum să-i mai creștem, pentru că ei sunt diferiți de noi. Ce ne sfătuiești să facem? Și crezi că tu că există un model ideal de educare a unui copil? Nu cred că există rețete care, odată puse în practică, ar duce la exact acel copil echilibrat, cooperant, cu stimă de sine ridicată, responsabil. Adică nu e o bucățică dintr-o informație care, pac, face click în cazul oricărui copil, în orice familie, orice fel de principii, valori sau experiență ar avea părintele acestui copil sau acestor copii. Cred, în schimb, că există principii, există convingeri, există abordări care s-au dovedit a fi mai eficiente decât altele, care au dat rezultate, nu neapărat pe termen scurt, ci pe termen lung. Și întotdeauna când predau o informație, o tehnică, o abordare, mă gândesc la exact acest termen lung. Pentru că multe funcționează acum, dar asta nu înseamnă că folosite aceste abordări pe termen lung clădesc acel adult pe care ni-l dorim. Deci da, există anumite principii care fără doar și poate fac o mare diferență odată ce sunt adoptate de către părinți. Cam care ar fi acesta? Ne poți face o scurtă enumerare a lor? Ar dura foarte mult să fac o scurtă enumerare, dar m-aș referi tot la un cadru general care are legătură cu un stilul parental, dacă vrei. Uneoară, cei mai mulți din generația noastră, acum la rândul nostru părinți, am fost educați mai degrabă coercitiv, de părinți mai degrabă directivi, pe principiul pe care, sigur, mulți dintre cei care ne urmăresc îl vor recunoaște. O să faci ce vrei tu să faci când o să fii la casa ta. Atâta vreme cât ești sub acoperișul meu, faci ceea ce îți spun eu. Eu sunt părintele tău, eu știu cel mai bine ce e bine pentru tine. Și nu numai noi am fost educați așa, ci și părinții noștri, și bunicii noștri, și foarte multe generații în spate, așa de la înălțime cumva, nu? Eu sunt aici sus, tu ești acolo și mă asculți pe mine. Și am creat această percepție că un copil trebuie să fie obedient față de părinte, iar mai târziu față de autoritate în general. Iar copiii noștri ne spun acum prin toți porii că asta nu mai funcționează. Și de fapt, nici n-ar trebui să mai funcționeze, pentru că societatea s-a schimbat radical și se schimbă de la zi la zi. Cei mai mulți dintre părinții noștri, de exemplu, au lucrat în aceeași companie, în același sistem, în aceeași fabrică, toată viața lor. Sau și-au schimbat locul de muncă poate de 2-3 ori, pe când acum, dacă ne uităm la noi, nu se întâmplă asta odată la 2-3, poate 5 ani, dinamica este mult mai alertă, mult mai vie. Iar copiii noștri se îndreaptă, cel puțin asta ne spun studiile, către freelancing, către joburi libere, către timp flexibil petrecut la serviciu, către o vocație mai degrabă decât către o carieră, și au nevoie de cu totul alte abilități, de alte atitudini, de alte comportamente. Și atunci nu mai avem nevoie de obediența lor și nu mai e nevoie să-i creștem pentru a fi obedienți față de autoritate. Avem nevoie să-i creștem echilibrat. Ăsta este stilul de parenting pe care îl predau prin toate convingerile și tehnicile pe care le ofer părinților, pentru a obține motivație internă a copilului în așa fel încât să-l creștem un adult responsabil, cu stimă de sine ridicată, care să stea bine pe propriile picioare,
indiferent unde va trăi, pentru că nu e așa, lumea se micșorează. Copiii noștri pot avea experiențe internaționale și deja au, în așa fel încât să poată lua decizii bune, potrivite pentru el sau pentru ea. Deci, cumva, abordarea e diferită. Nu e neapărat la același nivel, nu suntem neapărat prieteni. Într-adevăr, eu rămân responsabil pentru copilul meu ca părinte, până la o vârstă cel puțin, dar se modifică felul în care așez toate aceste principii, valori pe care le-aș dori demonstrate de copil în timp. Ei bine, noi le dorim demonstrate de copil, dar ce facem cu exemplul nostru personal? Ce importanță are el în educarea copilului? Enorm. Știu, fiecare părinte s-a săturat să audă: ești model pentru copilul tău, copilul tău este oglinda ta. Așa este până la un punct. Fără doar și poate copiii noștri să nasc cu propria personalitate și asta nu e un lucru pe care îl poți modifica. Așa că lucrez până la urmă cu ceea ce ai în fața ta, de aceea copiii sunt foarte diferiți și mulți părinți îmi spun ce a funcționat cu primul, nu funcționează cu al doilea și deja am al treilea copil și sunt în panică, nu mai știu ce să fac. Da, copiii sunt diferiți și noi le suntem modele. Mă întrebi ce facem cu modelul nostru, pentru că noi am fost educați altfel și ne vine să ne comportăm probabil așa cum am fost noi educați, așa este. Copilul dă dovadă de un comportament, să-i spunem negativ, pentru că ce e negativ pentru mine nu e negativ pentru tine, suntem diferiți și ne vine să reacționăm așa cum s-a reacționat cu noi. Mulți părinți îmi mărturisesc, mă trezesc vorbind ca mama mea sau ca tatăl meu și mă întreb cine e acela care vorbește, sunt eu sau cine e. Nu? Copiii scot din noi foarte multe convingeri pe care noi le-am primit copii fiind și care au fost cumva îngropate ani de zile, nici măcar nu eram conștienți de ele sau le-am purtat într-un ghiozdan invizibil în spatele nostru și încep să iasă afară. Tâng, tâng. Și cred eu că asta este până la urmă fabulos în experiența de a avea un copil, pentru că ai șansa să te reinventezi tu ca adult, să scoți aceste convingeri din rucsacul tău invizibil și să te uiți la ele și să păstrezi unele dacă consideri că sunt valoroase și să le dai mai departe copilului tău sau să renunți la unele, nu mă ajută asta, să pui alte convingeri la loc, dar e fără doar și poate un efort conștient continuu pe care cei mai mulți părinți îl fac. Îl facem cu toții, în așa fel încât să păstrăm ce a fost bun și să schimbăm ce n-a fost bun sau ceea ce nu mai funcționează cu copiii noștri astăzi. Dar nu e simplu și nu se întâmplă peste noapte. Tocmai de aceea un pas important sunt și consider eu chiar aceste sesiuni, aceste workshop-uri ale tale, aceste cursuri cu tine în care tu îți faci timp să îi inspiri pe părinți în aceste noi moduri de formare, de educare a propriilor lor copii. Cum a pornit la tine acest proces? Eu presupun că e o poveste interesantă. E o călătorie lungă și da, cred interesantă. Am avut șansa să fiu unul dintre primii traineri certificați din România, deci sunt trainer de toată viața mea. Și asta m-a ajutat să am printre primele mele valori învățarea. Și am învățat foarte mult în toți acești ani, evident pentru a putea să predau părinților acum, atunci middle, top managerilor, antreprenorilor cu care am lucrat, toate acele abilități, comportamente, atitudini pe care le doream sau companiile le doreau demonstrate de către ei. Am învățat mult, multe cercetări, multe studii, am participat la multe workshop-uri și acum fac la fel, învăț în continuu. Și la un moment dat mi-am pus întrebarea cum aș putea să o iau mai din timp. Bun, predau acestor adulți tehnici de comunicare, de motivarea oamenilor sau de stimulare a motivației, de coaching, de ce nu, de rezolvarea problemelor, de luarea deciziilor, de time management. Dar cum aș putea, cum am putea cu toții să avem aceste abilități, atitudini, comportamente care s-au dovedit a fi eficiente, indiferent de vârstă, indiferent de domeniul în care activăm cu toții, încă mai din timp, mai devreme? Și o altă întrebare a fost, când apar aceste abilități, atitudini, comportamente? De ce unii adulți le au, de ce alții nu le au?
Și am început să studiez dinamică familială, psihologia copilului, știință comportamentală și am ajuns la parenting. Și mi-a plăcut atât de mult acest subiect, încât am devenit pasionată de el încă dinainte să-mi propun să am propriul copil. Se întâmpla în 2007 și am găsit foarte multe similitudini între parenting și leadership. Similitudini pe care puțin oameni le văd a fi transparente. De altfel, multe dintre cercetările făcute inițial în zona leadership-ului, pentru că aici au fost mulți bani de investit în cercetare, au fost preluate în educație. Și da, această pasiune a devenit încet încet ceea ce mi-am dorit să fac. Și din 2010, după ce am obținut certificări în metodologii de parenting internaționale, am migrat către a facilita exclusiv deja, iată, cursuri și seminarii de parenting. Slavă cerului, pentru că în felul ăsta, noi românii avem acces mult mai ușor la astfel de informații. Bine, tu nu doar ai preluat informațiile și le-ai dat mai departe, tu le-ai preluat și acolo ai introdus un pic din tine, din complexitatea ta, pentru că una este să citești în 10 cărți informații și să nu rămâi cu nimic și alta este ca cineva să structureze toate aceste informații, plus concluzii, plus studii, plus propria experiență și să ți le dea așa într-un pachet gata făcut. Să ți-l pune sub nas. Tot ce rămâne este să te străduiești să-l pui în aplicare. Cam asta am făcut într-adevăr, pentru că am realizat că e foarte multă informație out there, cum spune americanii, e plin de informații într-adevăr și este un lucru bun. Sunt bloguri de parenting, sunt cărți de parenting, sunt cursuri de parenting. Și știu că foarte mulți părinți își cumpără cărți de parenting și își propun să le citească și nu au timp. Recunoaștem, nu mai avem timp deloc, aproape deloc, când avem un copil și cărțile rămân sechestrate în raft. Sau citești o carte chiar și sunt multe lucruri valoroase de acolo, dar nu știi cum să le pui în practică. Sau citești câteva pagini, nu rezonezi cu acea informație și arunci cartea la gunoi. Sunt bloguri de parenting cu informații valoroase, altele unde cineva explică doar o experiență personală și spui întrebarea, oare la mine funcționează experiența asta, oare nu funcționează? Și cu cât e mai multă informație, cu atât e mai greu de cernut ea. Și mai e un aspect pe care îl spun de fiecare dată. Chiar dacă ai luat toate aceste bucăți de informație, care sunt valoroase și bune, fără doar și poate multe dintre ele, se poate întâmpla ca puse la oaltă să nu funcționeze. E ca și cum îți propui să faci o mașină din piese de schimb, de foarte bună calitate toate, dar împreună nu merg, nu funcționează ca sistem. Și atunci eu am căutat pe baza propriilor convingeri să găsesc această metodologie din informații pe care le-am preluat, multe pe care le-am creat, care să aibă cap și coadă de la A la Z și care să funcționeze împreună. Și da, e într-adevăr o metodă sau metode care funcționează. Le-am probat pe mii de părinți din România, am lucrat cu sute de părinți pentru a ajunge la ele, pentru că știi ceva? Toate aceste metodologii pe care eu le-am studiat și în general cercetările sunt făcute în Marea Britanie sau în Statele Unite. Ne-am obișnuit cu asta. Cercetătorii din Marea Britanie au ajuns la concluzia că cercetătorii din Statele Unite, uite ce concluzii au tras. Da, numai că ei sunt în spații anglosaxone și au alte convingeri, au altă cultură și multe dintre aceste abilități, comportamente, atitudini nu se potrivesc în spațiul nostru. Și asta am constatat-o și atunci când am predat cursuri de leadership management. Multe erau ca nu ca în gard în spațiul nostru și atunci trebuiau adaptate. Iar eu am adaptat aceste informații în așa fel încât să se potrivească culturii noastre, felul în care suntem noi, ca români. Asta este într-adevăr o muncă titanică care necesita amprenta ta de româncă, necesita acea parte din tine care cunoștea și era dispusă să analizeze stilul de viață al românilor. Care ar fi componenta diferită, să zic așa, individuală a românilor comparativ cu ceilalți? Sunt foarte multe și bune și rele, ca toate celelalte, nu numai la noi. De exemplu, familia în cultura noastră latină este foarte importantă față de ce se întâmplă în Germania, de exemplu, unde copiii sunt încurajați foarte devreme să-și ia viața în propriile mâini. Având și o experiență destul de lungă de lucru și de trai în Germania, am văzut în multe familii, de exemplu, frigidere cu rafturi separate cu bilețele. Acesta este raftul meu, acesta este raftul fratelui meu, deci fiecare e cumva cu propriul venit și cu treaba lui în acea casă.
Ori la noi asta nu se întâmplă, nu? Ne cam dedicăm viața copiilor noștri, le cumpărăm case, le cumpărăm mașină, facem un împrumut ca lor să le fie bine. Deci cumva copiii devin centrul universului nostru și familia este ceea ce ne unește foarte mult. Asta e un lucru bun, pe de o parte. Pe de altă parte, avem tendința de a ține foarte mult timp copiii captivi, avem tendința de a face lucruri pentru ei, în locul lor, și atunci mulți dintre ei obțin greu aripi. Sunt foarte greu independenți, autonomi. Așa că eu construiesc pe dorința de a comunica cu propriul copil, cu această iubire frumos manifestată de multe ori, adăugând componenta de autonomie de care copilul are nevoie. Un alt lucru care este foarte diferit la noi față de alte popoare și încă lucrez la... am explicat de ce se întâmplă asta, este că deși copiii sunt foarte protejați, foarte protejați în spațiul nostru, pe de altă parte, încă 64% dintre părinți își bat copiii. E o realitate și toate cercetările o demonstrează. E încă un nonsens pe care eu nu mi-l explic. Cred că are foarte mult de-a face cu dorința într-adevăr a părintelui de a-i fi bine propriului copil. Pe de altă parte, părintele nu știe cum să obțină cooperarea copilului, nu știe cum. Îi lipsește competența. Și atunci se enervează. Și enervându-se, scapă controlul. Nu vor să facă asta, numai că nu știu cum să o facă diferit. Și de-aia e nevoie să înveți cum să o faci diferit. Da, este aici o parte, spun eu, de frustrare. Da. Uneori oamenii poate petrec prea mult timp și se chinie prea tare să le dea copiilor tot ce au ei, tot ce este în ei. Cred că este necesar ca omul să se uite un pic și la el, mamele în special, să aibă și ele viața lor, să fie creative și să facă ce le place. Nu că ar fi mai importantă decât un copil, dar eu cred că creează un oarecare echilibru în viața de familie, să te îngrijești un pic și de tine, de tine însăți, principal ca femeie. Aici vorbesc pentru că sunt femeie și încerc să educ copilul în așa fel încât să simtă că are libertatea de a face ce-i place lui și că și mama lui de asemenea se bucură de viața ei și de activitățile ei și profite, cum să zic așa, de creativitatea ei. Ce ne facem însă cu această veșnică comparație care există și pe care cu toții am auzit-o încă de când eram copii? De ce nu ești ca și cu tărică? De ce cu tărică a luat nota 10 și tu ai luat o notă mult mai mică? Ce e cu tine? Vreau să fii cel mai bun. Ce repercusiune are acest gen de exprimare și acest mod de gândire asupra copiilor noștri? Mă bucur că ai adus în discuția asta, pentru că mulți dintre noi am fost educați pe baza comparației. Era gura satului, știi? Nu țipa la mine că se uită lumea la noi. Dacă poate Vlăduț, poți și tu, știi? Uite, Ilinca e mai mică decât tine și mănâncă tot. Și dăm aceste comportamente cumva mai departe în intenția bună până la urmă de a arăta copilului nostru modele sănătoase, care funcționează, care dau rezultate. Pe de altă parte, încă nu ne explicăm ce înseamnă competitivitatea din copilul nostru, cât de multă competitivitate e bună și când ar trebui să o înnăbuși sau e prea mult. Comparațiile au un mecanism foarte interesant. Dacă eu îi spun copilului meu, prin toate aceste mesaje, fii ca ceilalți, pentru că asta îi spun, fii ca acela, ca acela, ca acela, de ce mă mir când vrea să fie ca ceilalți? Și la 4 ani probabil spune, mami, vreau tabletă. Dar de ce vrei tabletă? Pentru că toată lumea are tabletă. Și mai sărim niște etape. Ce faci, fumezi? Da, răspunde copilul. Păi de ce? Toți prietenii mei fumează. Dacă eu i-am spus mereu prin toate aceste mesaje, fii ca ceilalți, de ce mă mir când este? Copilul a înțeles mesajul, ok, sunt ca ceilalți, am înțeles. Nu cred că e un lucru pe care ni-l dorim, pentru că sunt foarte multe comportamente pe care le-am dorit evitate de către copil, iar explicația pentru că toată lumea face nu e deloc cea mai potrivită. Dacă se va apuca de fumat vreodată, ne-am dorit evident să nu, dar nu e cel mai grav lucru care s-ar putea întâmpla, măcar să nu fie motivul acesta pentru că toată lumea face. Sentimentul unicității e unul important pentru a preveni genul acesta de adoptarea comportamentelor negative.
Pe de altă parte, sigur, ni l-am dorit și un pic competitiv, nu? Adică vreau ca el să... Dar competitivitatea și aia e prost înțeleasă, pentru că... Am să-ți dau un exemplu. Dacă tu ai vrea să câștigi un maraton, sigur, acel maraton, olimpiadă, nota 10, nu contează care ar fi obiectivul, a fost câștigat de cineva înainte. Să-i spunem Răzvan. Competitivitatea te-ar face să lupți împotriva lui Răzvan pentru a câștiga maratonul. Dar, de fapt, competitivitatea e cu tine. Pentru că ca tu să poți câștiga maratonul, trebuie să devii din ce în ce mai bună în fiecare zi decât era ieri. Deci lupta e cu tine cumva, Răzvan iese din calcul, tu vrei să ajungi acolo. Și asta e o competitivitate sănătoasă, de fapt. Cum fac ca în fiecare zi să devin mai bun decât eram ieri? Așezi un model, poți să-l așezi, că e al altcuiva sau un obiectiv generic, nota 10, olimpiadă, ce-o fi, dar de fapt munca e cu tine. Asta înseamnă competitivitate sănătoasă. Și asta înseamnă canalizarea într-un mod constructiv a energiei, pentru că pierdem de mult, mult mai multă energie dacă ne concentrăm asupra exemplelor celorlalți, în loc să ne uităm un pic în noi și să vedem ce putem și cum putem să facem mai bine lucrurile la care suntem, care ne plac, de fapt, că de aici pornește, nu e așa? Pentru care avem har. Exact, asta e și mai frumos spus. Ce importanță crezi că are responsabilitatea în viața copiilor și faptul de a fi educat să fie responsabil? Păi am putea să ne uităm un pic în jurul nostru și să vedem ce înseamnă responsabilitate. Asta e un lucru pe care îl constat foarte des. Cunosc foarte mulți copii responsabili, foarte responsabili pentru vârsta lor, chiar dacă au 4 ani, cum cunosc foarte mulți adulți total irresponsabili. Cunosc foarte mulți oameni de 60 de ani care nu sunt deloc responsabili, nici pentru ei, nici pentru alții. Avem această convingere, cred eu greșită, că responsabilitatea vine odată cu vârsta și crești și devii responsabil. Nu e chiar așa. Responsabilitatea se învață și cred eu că foarte mult din ceea ce înseamnă responsabilitatea se învață acasă. Am să-ți dau un exemplu despre ceea ce înseamnă responsabilitate față de propriile obiecte, de exemplu. De foarte multe ori părinții cară în parc jucăriile copiilor lor. Traistă întreagă de jucării, le cară în parc, copilul aruncă toate jucăriile în toate părțile. La finalul șederii în parc, părintele adună toate aceste jucării, le pune la loc în traistă, în sacoșă, ia și trotineta copilului la sub braț și copilul încărcă că deja e obosit și merge acasă. Și asta se întâmplă la un an, al copilului 2 ani și 3 ani și 4 ani. Și ne-am aștepta ca de la 5 la 6 ani sau de la 6 la 7, când ajunge copilul în clasa 1, în grupa 0, cum se numește acum, copilul să devină, pac, responsabil pentru propriile obiecte, pentru cărți, caiete, basket, tot ce își duce la școală. Așa, dintr-o dată. Nu prea se poate dintr-o dată, dacă eu tot timpul am avut grijă de lucrurile lui, care de fapt au devenit ale mele. Pentru că dacă eu le-am dus și le-am strâns din parc, conștiincioasă mi le-am strâns din parc și le-am dus acasă, înseamnă că au fost ale mele aceste jucării, toți anii ăștia. De ce nevoie să predăm an după an ceea ce înseamnă responsabilitate? E doar un exemplu, dar sunt multe altele. Pe ce înseamnă sănătatea copilului, grija față de ceilalți, faptul că am folosit ultima bucată de hârtie igienică și poate că ar fi util să fie drăguț față de toți membrii familiei să schimbă acel sul de hârtie igienică. Așa mai departe. Dar ai niște exemple foarte frumoase, exact ca și în cursurile tale, în seminarii. Ce îmi place mie foarte mult și pot să zic că mi-am schimbat total opinia din momentul în care am venit la seminarul tău, este ideea privitoare la alegeri. Că n-am prea fost pusă să aleg când eram mică și tocmai de aceea mi s-a părut foarte incitant când tu, în ca urmarea studiilor tale și a metodei tale de a educa părinții, ai dedus că sunt foarte utile, sunt chiar unele dintre cele mai importante alegerile. Da, pentru că eu am convingerea că suntem o sumă, noi cu toții, adulții, suntem o sumă a alegerilor pe care le-am făcut, a deciziilor pe care le-am luat, pe care de consecință ar fi foarte valoros, util să învățăm cât mai devreme cu putință să luăm decizii bune pentru noi,
să știm cum să facem asta, să știm să rezolvăm problemele pe care le avem și să știm să gândim soluții și opțiuni. Din păcate, sistemul educațional și numai al nostru, pentru că avem tendința de a arunca cu multe roșii în sistemul nostru educațional, formal, deci nu numai la noi, în foarte multe părți, copiii sunt priviți ca pe o ca pe o găleată în care se aruncă informații. E un recipient în care eu, educatorul, trimit informație. Și lucrăm mult la această memorare a informațiilor pe orice domeniu, geografie, matematică, cifre și așa mai departe. Doar că cei mai mulți copii nu știu ce să facă cu această informație, nu știu să o utilizeze, nu știu să facă corelații între informații. Și de aceea alegerea soluțiilor devine atât de importantă. În momentul în care întrebi pe copilul tău, dar tu ce crezi? Dar tu ce ai alege? Dar tu ce ai face? Dar tu cum gândești soluția asta? Dar de ce? Dar care ar fi beneficiile dacă am face așa? Care ar fi riscurile dacă am proceda așa? Adică să învățăm să gândească. Nu doar să le dăm soluțiile, nu doar să le spunem cum și să înmagazineze informație pe care să o testăm, dacă am memorat-o sau nu. Am observat la foarte mulți părinți ideea aceasta despre copilărie ca fiind o simplă dulcegărie în care copiii doar alergă cu fluturași pe câmpie. Nu îi lăsăm practic pe copii să descopere frumusețea unor alegeri responsabile. Am observat aceste detalii chiar în copilul meu care a fost extaziat când a auzit de responsabilitate, că el poate fi declarat responsabil. Nu este nici de cum o maturizare precoce a copilului, este doar un mod de a-l ajuta să se bucure de viața asta din toate punctele de vedere și un mod practic de a-l pregăti pentru ce va urma în adolescență și apoi ce va urma când va deveni adult. Ce părere ai despre asta? Crezi că maturizează excesiv copilul toate aceste metode de educare? Ar putea să fie așa dacă îi dau prea mult sau mai mult decât poate duce. Pentru că această responsabilitate vine cu libertate, nu? De mișcare, de decizie, de alegere. Iar această libertate de decizie, de alegere, vine la rândul ei cu niște abilități, cunoștințe, atitudini pe care copilul le are și le-a demonstrat. Și toate acestea vin pas cu pas. Un fel de libertate îi voi da copilului meu de un an, doi, alt fel de libertate de decizie, de alegere, de ce responsabilitate îi voi da unui copil de nouă. Și mulți părinți confundă una cu alta și își întreabă copilul de 2 ani, am văzut multe exemple, îl plimbă prin 2-3 grădinițe să-și aleagă copilul grădinița. Ei, și la care grădiniță ai vrea tu să mergi? E prea mult. Cam ce criterii ar putea să aibă un copil de 2 ani pentru a-și alege o grădiniță? Pentru că aceea are un Mickey Mouse mai mare pictat în fața porții și pentru că acolo a fost o doamnă drăguță care a oferit o bomboană. Nu putem să lăsăm un copil să aleagă atât de mult, atât de devreme, să-i dăm responsabilitatea acestei decizii. Putem, în schimb, să-l întrebăm ce alege să mănânce, o pară sau un măr. De aceea nu despre responsabilitate prea devreme, dacă o luăm pas cu pas și bucățică cu bucățică până când pot să stea pe propriile lor picioare la 18-20 de ani când ne părăsesc casele, dar nu și sufletele. Să înțeleg că activitatea ta de trainer vizează copiii la vârste diferite. Da. Vorbește mai mult despre modul în care împarți activitatea ta. Eu adun părinții la oaltă, indiferent că au copii de 6 luni, că sunt mame în devenire și mă bucură că din ce în ce mai multe mame în devenire vor să afle și să învețe cum să se pregătească pentru asta. Este grozav, pentru că asta previne foarte multe probleme comportamentale, pentru că acea mamă va ști ce să facă atunci când copilul ei se va tăvăli pe jos în magazin sau când va spune nu vreau sau va minți pentru prima oară. Nu va fi luată pe nepregătite, deci e grozav că vârstele sunt din ce în ce mai mici. Dar am deopotrivă, în sălile de seminar sau de workshop, părinți de adolescenți, au 15-18 ani. Pare că e o diferență uriașă între un copil de un an și unul de 16. Pare. Pentru că nevoile noastre și ale copiilor sunt aceleași, manifestările comportamentelor sunt diferite. Și conștiința copilului e diferită, dar
refuzul copilului de a i se schimba pampersul la un an este foarte similar cu refuzul copilului la 15 de a se îmbrăca adecvat pentru școală sau liceu și vedem fata extrem de machiată, dorindu-se asta pe ușă sau cu o fustă foarte scurtă. Sunt multe similitudini și părinții încep să le vadă. Deci mă adresez părinților cu copii de orice vârstă și în general, aproape orice tehnică, orice abordare, orice metodă predau, este despre îmbunătățirea relațiilor. Și funcționează cu copii de la 0 la 99 de ani. De aceea cred că mulți părinți se simt bine în preajma mea, pentru că eu am adoptat tot ce predau și fac asta și în relație cu tine și cu colegii mei și cu partenerul meu de viață, soțul meu și cu toată lumea. Adică eu așa vorbesc cu toată lumea. Deci de fapt stilul tău este de fapt un mod de viață și cred că asta se vede atât de clar și de-aia ai atâta priză, să zic, de-aia te plac oamenii atât de mult și doresc să fie în preajma ta pentru că ești naturală și pentru că chiar și în viața ta de familie folosești aceste reguli și le respecti. Pun în practică ce predau. Da, altfel n-aș putea și de aceea vin și cu multe exemple. Și am făcut asta tot timpul de când sunt trainer. Primeam un curs de vânzări, de exemplu, sau de negocieri, sau de customer service, puneam în practică eu toate acele abilități tehnici. Dacă simțeam că ceva nu funcționează sau nu-mi place, modificam, schimbam sau renunțam pur și simplu și spuneam, eu nu cred în această metodă, nu vreau să predau mai departe. Deci eu chiar cred că e nevoie să fii tu înainte să tai mai departe informația. Chiar îmi permit acum să extrapolez un pic și să spun că poate fi considerată această metodă ta de training, de training cu părinții, o adevărată terapie pentru părinți. Pentru că câte nu descoperim noi în timpul unei astfel de training? Sunt multe hauri, da. E multă, să-i spunem, dezvoltare personală a părintelui și prin tot ce am spus acum, n-aș vrea să se înțeleagă că eu sunt perfectă și totul decurge minunat în viața mea și copilul meu nu spune niciodată nu vrea. Și nu e așa. Evident că apar probleme, evident că avem zile mai puțin bune și mai, da? Evident că ne contrăm, dar știu cum să le gestionez diferit și eu în continuare învăț și de la toți părinții cu care mă întâlnesc și de la copilul meu și în continuare mă duc la cursuri și în continuare depun efort conștient în a face lucrurile, zic eu, corect. Unele mi ies foarte simplu deja pentru că le practic de ani de zile, la altele mă mai poticnesc. Mă întreb de fiecare dată ce am de învățat din asta, ce voi face diferit data viitoare. Cam așa funcționează și la mine. Deci unul dintre secrete este deschiderea față de tot ce este nou, față de transformare. Pentru că noi cu toții ne schimbăm neîncetat. Cum ar fi să le pretindem copiilor noștri să rămână rigizi, să rămână intact, să rămână la fel ca acum 2 ani? Nu. Și ei se schimbă, evoluează, da. Văd fel de lucruri în jur, au și ei lecțiile lor de viață din mediile în care trăiesc, fie că este școală, fie că este fața blogului cu copii. Deci ce putem să facem altceva decât să fim dispuși, dispuși să primim ce este nou viața noastră. Ce proiecte ne pregătești tu pentru 2016? Wow, am atât de multe planuri. Planuri, da. Sunt și planuri așa, și planuri ca obiective. Am făcut deja multe lucruri. Am lansat la sfârșitul anului trecut primele 3 cărți dintr-o serie pe care mi-o doresc continuată și anul acesta. A fost un proiect de suflet pe care îl doresc continuat. Pentru că eu am inventat fiului meu foarte multe povești. Pentru că nu mai puteam cu scufița roșie. Mulțumesc! Și nu mai puteam cu capra cu treiezi. N-am înțeles de ce e nevoie de sânge pe pereți pentru a transmite niște mesaje pe care le poți transmite și altfel. Și i-am inventat multe povești, spuneam, pe care le-am dat mai departe unor părinți pentru a transmite aceleași mesaje pe care și ei și le-au dorit transmise. Și am vrut să le ilustrez și să le fac vii în viața mai multor familii și am făcut asta. Deci deja am editat 3 cărți și lucrez în 2016 la cel puțin încă una, dacă nu mai mult de atât. Ce mai fac și îmi doresc foarte mult, aș vrea să ofer mai multe detalii despre aceste povești. Pot fi privite a fi terapeutice, deși ele sunt cât se poate de haioase.
cele mai multe ele nu au personaje negative, pentru că eu cred așa, în toate poveștile, personajul negativ la final este ucis, băgat în pământ, cum știi povestea cu zmeul, întâi până la prâu, după care până la gât, după care dispare zmeul de tot, băgat în groapă, cum e în cazul caprei cu treiezi și așa mai departe. Deci personajul negativ dispare în Timbuktu, cum este în Pisicile Aristocrate. Eu m-am întrebat așa, ce-ar fi dacă un copil ar înțelege că o persoană se poate schimba? Ce-ar fi dacă zmeul ar înțelege că n-a fost bine că a răpit-o pe Ileana Cosânzeana și i-o înapoiază pe Ileana Cosânzeana lui Făt Frumos și își găsește el zmeoaica lui și înțelege că iubirea trebuie împărtășită. Adică, cumva, oamenii învață din propriile comportamente și se schimbă. Asta am vrut să transmit. Deci, poveștile pe care eu le-am scris acum și sunt ilustrate foarte frumos au această componentă de schimbare de comportament. Ne învățăm din propriile greșeli. Transmit mesajul curajului, nu în ideea că un om curajos nu simte nicio frică. Merge la... Nu! Un om curajos este acela căruia este frică, simte că e frică, se uită la frica lui și o depășește. Mi se pare mult mai valoros. Da, mi-e frică. Ce mai transmit poveștile pe care eu le-am scris acum? Transmit o lecție de încredere între părinte și copil, de iubire necondiționată, de faptul că doi oameni care se iubesc își unesc sufletele, de exemplu, și sunt tot timpul împreună, chiar dacă nu sunt și fizic împreună. Și am inventat o astfel de poveste pentru fiul meu, se numește Prințesa Floare de Colț și Prințul Cal Alb, atunci când fiul meu a mers la grădiniță. Și asta l-a făcut să accepte, să înțeleagă despărțirile noastre mult mai ușor și să știe că, indiferent unde sunt eu, eu sunt tot timpul alături de el și sufletele noastre sunt într-adevăr lipite. Cam asta îmi doresc să dau mai departe și în acest an și în anii care urmează. Altfel de povești, altfel de povești care să sădească în copii exact ce ne-am dorit noi, să transmitem sănătos. Ce mi-aș mai propune este să duc programul meu online pe care l-am lansat anul trecut, în care program se desfășoară pe parcursul a 9 luni. Eu am pus cam tot ceea ce știu despre parenting în acest moment, cu niște nuanțe evident, și îmi doresc să-l duc în afara spațiului nostru, pentru că sunt mulți părinți din diaspora care au achiziționat programul pentru că n-au putut veni la seminariile, workshop-urile mele din țară și îi ajută foarte mult, chiar dacă nu sunt aici. Și mulți dintre ei au soți sau soții de alte naționalități care nu vorbesc limba română. Și îmi doresc în prima fază să am o traducere a acestui program în limba engleză. Mai apoi aș vrea să-l traduc sau să-l dublez, încă nu m-am decis, în spaniolă și în alte limbi, de să-l fac cumva disponibil mai multor oameni. Am să ajung în această primăvară la Chișinău. Sunt foarte mulți din Republica Moldova care mă vor acolo. Și o să mai lucrez la multe alte, să le spunem, produse, cursulețe care răspund punctual nevoii unor părinți. Ce fac cu copilul meu care e foarte timid? Cum renunț la Suzetă? Foarte multe întrebări la care acum răspund cât îmi permite timpul pe mail părinților care au fost la workshop sau sunt înscriși în programul meu online. Da, pentru că avem tendința să ne concentrăm pe acea o problemă pe care o considerăm noi unica sau, mă rog, cea mai stringentă la un moment dat, cu toate că șirul problemelor este, de fapt, un lanț al problemelor, dar important e și dacă ne oprim asupra uneia dintre ele, ca apoi să conștientizăm importanța și a celorlalte, cum este, spre exemplu, încrederea în sine. Ce ne facem cu încrederea în sine? E foarte mult de discutat despre asta, extrem de mult. Și stima de sine, într-adevăr, încrederea de sine, este unul dintre punctele de plecare în călătoria mea către parenting. Pentru că am constatat că toți oamenii care au reușit în viața lor sau au depășit mediocritatea, indiferent de domeniu, aveau acest numitor comun și l-au. Au încredere în propria persoană. Indiferent că vorbim despre o manicuristă sau vorbim despre un medic neurochirurg sau despre un atlet, toți care au depășit mediocritatea au acest ingredient. Și m-am întrebat, știi cum e, ce-a fost întâi, ou sau găina? Oamenii aceștia au reușit să depășească mediocritatea
pentru că au avut încredere în ei, sau tocmai pentru că sunt în acest punct, parcă au încredere în ei, adică nu sunt bine unde sunt, sunt mai valoros decât ceilalți sau am făcut ce mi-am propus cu viața mea. Și am săpat foarte mult ce-i cu încrederea asta de sine. Și am ajuns la o concluzie, printre multe altele, că noi ne naștem cu această încredere de sine, cu stimă de sine ridicată. Nu e ceva ce se creează din afară. Ceilalți pun capac maxim acestei stime de sine sau n-o să desc. Uite, am să-ți dau un exemplu aici. A circulat pe internet un filmuleț despre încrederea de sine pe care eu l-am accesat acum niște vreme. Au fost invitate persoane adulte în fața camerei, cum suntem noi acum, invitate să răspundă la următoarea întrebare. Dacă ai putea să schimbi un lucru la tine, care ar fi acela? Și toți adulții au rămas perplexi. Un singur lucru? Unul singur? Și am început. Păi, aș vrea să am urechile normale. Am urechile clăpăugile și mă deranjează lucrul acesta. Aș vrea să am frunta mai lată. Aș vrea să nu mai am nasul ăsta borcanat. Aș vrea să nu mai am vergeturile astea pe abdomen pe care le am după naștere. Aș vrea să am 5 kg mai puțin. Aș vrea să... Cei mai mulți dintre adulți au ales ceva ce avea legătură cu aspectul lor fizic, mai ales femeile, mai ales. Și dacă i-ar fi lăsat pe adulți să schimbe 7 lucruri, 10 lucruri, 15 ar fi avut ce să schimbe. Și au adresat aceeași întrebare copiilor. Copii de 4, 5, 6 ani. Dacă ai putea să schimbi un lucru la tine, ce ai schimba? Și copiii fac ochii mari. Să schimb? Dar de ce să schimb ceva la mine? Adică, de ce? Nu, dar dacă ai putea să schimbi un lucru, ce ai schimba? Și copiii dau niște răspunsuri fenomenale. Spun, aș vrea să pot respira sub apă, ca pești. Da, ce frumos! Aș vrea să pot să alerg la fel de repede ca un ghepard. Aș vrea să am aripi de fluture și să pot să zbor. Copiii sunt foarte fericiți cu ei înșiși, așa cum sunt. Nu vor să schimbe nimic. Și ne punem întrebarea, când apare această percepție despre noi înșine că nu suntem destul de, că nu suntem suficient de, că nu suntem suficient de buni, că nu sunt... Când apare asta și ce rol joacă în percepția despre sine că nu suntem destul, părinții noștri, societatea, profesorii, educatorii, revistele pe care le citim despre manechinele care, toate modelele astea care ne fac să ne punem semne de întrebare și să ne dorim frunte mai lată, picioare, mai nu știu cum, 50.000 de euro mai mult în cont și așa mai departe, fără să ne simțim bine cu noi înșine. Și asta este stima de sine până la urmă. Cât de mult ne place de noi așa cum suntem? Cât de mult alegem să acceptăm instrumentele cu care am venit în această lume, să ne bucurăm de ele, să dăm ce este mai bun în noi cu ceea ce avem acum aici, fără a face modificări majore. Modificările sunt făcute, sunt de făcut, dar nu majore, cum bine spui. Adică, cum pot eu să devin cea mai bună variantă a mea? Asta este ideea, de fapt. Și asta se întâmplă prin intermediul programului tău. Sprijin părinții în a deveni atât ei cât și copiii și relația dintre ei în cadrul unei familii cea mai bună din ce poate fi. Îmi doresc foarte mult asta și dacă ajut măcar atât fiecare părinte care vreodată mi-a trecut pragul, oricare a fost acest prag, orice hotel, oriunde, în orice colț din această țară, pentru mine o satisfacție enormă. Pe mine m-a ajutat foarte mult, mi-a ușurat viața prin această metodă a alegerilor. Asta este una dintre ele, cea care mi-a rămas cel mai tare întipărită. Și pentru asta îți mulțumesc. Sunt și eu ție că ai pus-o în practică. Pentru că prin tine am ajuns la copilul tău și de fapt eu asta îmi doresc. Acum că am vorbit despre importanța încrederii în sine, știm că există o foarte fină poșghiță între încredere în sine și laudă. Cum facem să facem diferența și cum facem să nu exagerăm cu laudele pentru copiii noștri? E parte din convingerea multor părinți că lauda crește stima de sine a copilului și că cu cât îl laud mai tare, cu atât copilul meu se va simți, nu, mai puternic, mai stăpân pe sine și pe propriile puteri. E cu dus întors.
Aș tinde să spun că dacă asta este, acesta este cel mai greșit lucru pe care îl fac părinții, că își laudă prea mult copiii, este minunat. E mult mai bine așa decât să-i spui unui copil, nu ești în stare, nu ești bun de nimic, mai dezamăgit, ceilalți pot, tu nu poți, ea poate, tu de ce nu poți? Până la urmă, copiii au nevoie de confirmare. Au nevoie de confirmarea noastră pentru că ei sunt în plin proces de învățare și pentru a păstra un comportament și a-l demonstra ulterior, e nevoie să-l confirmi. Dar dincolo de această laudă, stima de sine ar presupune că mie îmi place, mie, nu ție, mie îmi place ce am făcut acum, mie îmi place rezultatul muncii mele, sunt mulțumit de ceea ce am făcut și vreau să mai fac asta. Nu ca să te mulțumesc pe tine, părintele meu, sau pe alții, ci pentru că am înțeles că acest comportament e valoros și pentru mine și pentru alții și pentru că îmi face plăcere, pentru că mă hrănește și pentru că mă face să mă simt bine. Și atunci, ce am putea face este să adăugăm după laudă, e foarte bine cum ai făcut sau mă bucură ce ai făcut, o explicație a acelui comportament, adică să explicăm de ceul din spatele valorii acelui comportament. Dacă un copil a luat tableta părintelui, să spunem, s-a jucat cu ea și a adus-o înapoi, eu aș putea să-i spun bravo. Sau aș putea să-i spun, mulțumesc că ai adus tableta înapoi, ai dat dovadă de ordine și asta e foarte valoros pentru că atunci când pui lucrurile la locul lor, știi întotdeauna de unde să le iei. Și asta îți salvează o grămadă de timp. Mulțumesc că ai adus-o înapoi. Știu, e nevoie de mai multe cuvinte. Asta e motivul pentru care eu vorbesc atât de mult și atât de repede. Dar în felul acesta noi am întărit un comportament valoros. Nu e doar bravo. A, zice copilul, e important să fiu ordonat și uite de ce e important. Și uite la ce mă ajută pe mine să fac asta. Una e să-i spui unui copil, bravo, când am împărțit covrigii lui cu un alt copil. Și alta este să-i spui, grozav că ți-ai împărțit covrigii cu Vlad. Uite, când împarți, faci doi oameni fericiți. Și pe tine, că ai oferit, și pe celălalt, că a primit de la tine. Asta înseamnă generozitate. Da, sunt mai multe cuvinte, dar copilul a înțeles ce înseamnă generozitate. Da, și se pare că ei au nevoie încă de la vârste destul de frage, de 3-4 ani, să li se explice lucrurile, nu să fie tratați ca și când sunt niște păpuși de porțelan, care nu înțeleg ei încă, lasă să mai crească și până la 10-11 ani nu poți să-i ții decât cum făceau mătușile înurecheat, pentru că ei nu mai ascultă și nu înțeles, n-au prins din timp valorile și atunci au ajuns și ei să aibă un comportament agresiv, ajung să fie nervoși, anxioși, pentru că nici ei nu înțeleg ce se cere de la ei, de fapt. Și când... de ce? De ce? Ce vreți, domnule, de la noi, nu? Așa e. Ei bine, Urania, îți mulțumesc mult că ai fost alături de noi astăzi. Și eu mulțumesc mult pentru invitație. Emisiunea asta apropie de final. Am să te rog să le transmiți telespectatorilor un mesaj din suflet. Mesajul meu de suflet ar fi iubirea necondiționată. Eu n-am avut parte cu totul de asta, deși poate mai mult decât alți părinți. Și cred eu că iubirea necondiționată este ceea ce ajută pe copiii noștri, în primul rând, să fie adulți echilibrați de mai târziu. Ce înseamnă asta? Înseamnă te iubesc indiferent ce faci. Deși ai greșit, eu te iubesc necondiționat. Și aștept cât de mulți părinți la seminariile și workshop-urile mele. Eu revin cel puțin de 2 ori pe an la Constanța. Voi reveni și pe 10 martie, unde susțin un workshop despre cum obțin cooperarea copilului meu, ce fac cu acele nu vreauri și dacă nu reușesc să obțin cooperarea, nu obediența, ce fac mai departe? Nu să-l bat, nu să-l pedepsesc, nu să-l păcălesc, nu să-l ameninț, ce fac? Ăsta este workshopul de pe 10 martie și mulțumesc foarte mult și vouă că ați urmărit această emisiune. Mulțumesc că ați fost iar alături de noi, dragi telespectatori, să aveți o săptămână minunată!